Următoarea luptă. Introducing first către colțul albastru. El din Bucioasa. Aplauze pentru Iron Man Denis Ceaușu. Avem un Iron Man în această seară, un luptător din Bucioasa. Este vorba despre Denis Ceaușu, care luptă împotriva lui Sergei Zanosiev. Ceaușu este antrenat de Pitbull Atodiresei, vine de la Absoluto și are până acest moment 3 victorii, un egal și 2 înfrângeri. Adversarul său, Sergei Zanosiev, de la Stoica Brothers Academy. Da, masca de Iron Man pe care o poartă Denis Ceaușu la intrarea în ring. Alright, ladies and gentlemen. În seara asta am un ring foarte familiar. Ok, către colțul albastru. El vine din Tiraspol. Aplauze pentru Sergei Zanosiev! Da, prezentat din Tiraspol, Republica Moldova, Sergei Zanosiev. El stă de o bucată bună de timp la București și se antrenează la Stoica Brothers Academy în Ghencea. Îl vedem pe luptătorul moldovean intrând în ring și el cu câteva prezențe la în galele Dynamite Fighting Show. Câteva meciuri foarte bune făcute de luptătorul moldovean. Vă așteaptă un meci incendiar, vă promit. No. Alright, ladies and gentlemen, colțul albastru, vârstă 23 de ani, 70 de kilograme, 1,71 m, având un palmares de 3 victorii, un egal, 2 înfrângeri. El se luptă pentru Absoluto Cotroceni. Doamnelor și domnilor, antrenor este el însuși, Ionuț Pitbull Atodiresei. Aplauze, el este Iron Man din Bucioasa pentru Roșu! Hai să vedem la roșu. Doamnelor și domnilor, 26 de ani, având un palmares 15 meciuri, 10 învinse, 5 prin knockout și doar 5 înfrângeri. 70 de kilograme, 1,75 m. El se luptă pentru Tiraspol. Antrenor Stoica Brothers Academy. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Sergei Zanosiev! Alright, ladies and gentlemen, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitrul de ring, Yamato Zaharia. Da, prezentați cei doi, Sergei Zanosiev și Denis Ceaușu. Zanosiev, un short deschis la culoare. Stop, nu loviți spatele capului. Hai, succes! Spuneam, Zanosiev cu shortul gri, deschis la culoare, adversarul său cu shortul negru. Este vorba despre Denis Ceaușu. Arbitru. 10 victorii pentru Sergei Zanosiev, 5 înfrângeri în carieră. Mai experimentat fața de adversarul său. Vedem acum, ținând centrul ringului, a pornit în atac. Lovește parcă puternic, mai puternic Ceaușu. De partea cealaltă, Zanosiev, genul de sportiv care este foarte, foarte rezistent. Am văzut câteva low kick-uri din partea sa. Lovește foarte rapid, bună execuția pe care o are Zanosiev. Vedem pe Ceaușu, îl așteaptă pe adversarul său și îl lovește foarte bine. Câteva low kick-uri, croșeu de dreapta, excelent pentru Ceaușu. Mid-kick-ul acum trimis de Ceaușu, încearcă o directă, două directe acum pentru Zanosiev. Low kick pe interior, bună, bună seria lui Ceaușu și la cap și la corpul adversarului. Bună, stânga, excelent, foarte puternic a lovit Zanosiev și un high kick al moldoveanului. Bună, stânga, foarte puternică lovitura lui Zanosiev și două lovituri la corp trimise de Zanosiev. Mai rapid în execuție și mai clar, are un pachet de lovituri mult mai bun Zanosiev față de adversarul său. Două directe trimise de Ceaușu. A încercat și la corp Ceaușu, bună, dreapta lui Zanosiev. Foarte bine a încercat acea lovitură și a fost croșeul lui Zanosiev, dar rezistă bine adversarul său. Vedem foarte rezistent Denis Ceaușu la aceste lovituri pe care le-a încasat de la Zanosiev. Și vine răspunsul, bună, mediana
Un mid kick excelent pe corpul adversarului și o stângă acum la ficat trimisă de Ceaușu. Vine și dreapta lui Zanosiev. Genunchi. Ratează high kick-ul Ceaușu. A fost un croșet de stânga din partea sa, după care high kick-ul a ratat. Dreapta la cap. Litki blocat, bună stânga trimisă de Zanosiev. Două lovituri bune de braț trimisă de Ceaușu. Vine dreapta lui Zanosiev la cap la adversarului. Ușor, ușor se apropie Zanosiev încă o dată de adversarul său cu o stângă la corp, a venit un high kick, acum dreapta bună a lui Zanosiev peste garda adversarului Ceaușu. Foarte, foarte bun în această primă repriză în defensivă și atacuri câteva din partea sa excelente. Se vede faptul că l-a înroșit bine pe partea dreaptă a corpului pe Zanosiev. Au fost câteva lovituri trimise de Ceaușu, câteva lovituri mediene pe sub coatele lui Zanosiev. Da, Zanosiev face pasul înainte, foarte bine punctează cu brațul drept peste garda adversarului de multe ori. Zanosiev, bună, bună, lăbucura de genunchi din săritură, vine și răspunsul lui Ceaușu. Două lovituri puternice, s-a dezechilibrat Ceaușu. A fost pierdut pentru moment Ceaușu și Zanosiev încheie foarte, foarte puternic această primă repriză. A fost ceva probleme pentru Ceaușu în această repriză. Zanosiev a terminat în forță runda, punând presiune pe adversarul său. Totuși a rezistat Ceaușu. Încarcă foarte bine loviturile. Zanosiev lovește foarte puternic și de multe ori îl pune în dificultate pe adversar. Vedem aici loviturile lui Zanosiev și la corpul adversarului și la cap. O primă repriză bună pentru el, clar după ce am văzut acel final cu Zanosiev trimițând acele lovituri care erau cât pe ce să-l pună la podea pe adversarul său. Cred că Zanosiev, iată aici dreapta, aceea puternică trimisă de Zanosiev și brațul stâng, a câștigat prima repriză Zanosiev. Ceaușu a început în forță, a trimis-o dreaptă, câteva lovituri bune, bună această mediană și low kick-ul, high kick-ul trimis de Zanosiev, care încearcă să apropie de adversarul său. O, care pe care, dar a fost o stângă foarte puternică trimisă de Zanosiev la corp, acum coșul de dreapta. Încă o serie bună a lui Zanosiev încheiată cu hole și vine și răspunsul lui Ceaușu, croșetele de stânga foarte bună pentru Ceaușu, acum o serie a lui Ceaușu încheiată cu un low kick și o lovitură frontală la corpul adversarului, low kick pe exterior. Încearcă din întoarcere acum să-l păcălească o cântă frumoasă a lui Ceaușu și a fost un high kick. Dreapta lui Zanosiev, genunchiul lui Zanosiev, dreapta din nou a lui Zanosiev, vine răspunsul adversarului, genunchi bun pentru Ceaușu. Da, foarte multe lovituri trimise de cei doi sportivi, un ritm impus de Zanosiev, care atacă și în această repriză a doua și o luptă cu un ritm excelent, cu doi sportivi foarte bine pregătiți și doi sportivi cu o tehnică excelentă. Directă de stânga. Bună dreapta. Coșeul lui Zanosiev și low kick. Genunchiul lui Ceaușu, bine, Zanosiev a încărcat această lovitură, a venit din spate. Puterii, ho, ce croșeu de stânga și a ficat, dar are probleme Ceaușu, casează lovitură într-o lovitură. Cred că ar trebui să ia în brațe pe Zanosiev sau arbitrul se intervine, mai casează 2, 3, 4 lovituri, da, aici este numărat, trebuie numărat. Una. Acum Ceaușu. 2. Colțul alb. 3, 4, 5. A fost 6. Pierdut Ceaușu după o lovitură încasată în cap, după care au fost vreo două lovituri la corp trimise de Zanosiev. Am văzut momentul în care Ceaușu privea în gol, după care a venit această serie și este numărat Ceaușu. Din întoarcere. Încă o dată la cap de această dată, foarte bine, lovitură cu călcâiul, lovește puternic, îl scoate prin părțile ringului pe Ceaușu.
Continuă lupta. Încă o dreaptă puternică, croșet de stânga. Și a luat cu Cialușu. Este numărat a doua oară, da, e corect, doi, normal. Trei. Iată ce privire are Cialușu, care se uită spre antrenorul său, spre Pipul Atodirese. Acum discută cei doi, să vedem lupta, dacă Cialușu va putea să facă față acestui final de repriză. Genunchiul lui Zanosie vine în curul de braț, stânga la corp al lui Zanosie, lovituri după lovituri casate de Cialușu, care a vrut să-l ia în brațe pe Zanosie, sau asta ar fi trebuit să facă. Oh, ce lovituri a încasat acolo Cialușu de la adversarul său. Stop! Da, se încheie runda. Două numărături într-o repriză în favoarea lui Zanosie. Nu-mi place cum arată Cialușu și nu-l văd prea bine în ultima repriză. Vedem momentele importante din runda a doua. Au fost două numărători. Cialușu numărat după serii lungi ale sportivilor, ale lui Zanosiev. Am văzut de aici, de la marginea ringului, privirea pierdută a lui Cialușu, care e în picioare, pare să își dorească să lupte în repriza a treia. Este îndemnat și de Ionuț Atodirese să facă acest lucru și să vedem cum va arăta timpul această lupta, ultimă repriză. Iese la atac Cialușu. Cearcă să pună presiune pe adversarul său, o dreaptă peste gardă trimisă de Zanosie. Serie bună a lui Cialușu. Hai, chef, lui Zanosie. Vezi că înlopești timp, lupta. Dreapta lui Cialușu. Ceva la obitor trimise. Oh, ce dreapta reușește Cialușu și high kick acum. L-a dat pe spate acolo cu acel obitor pe adversarul său. Iată, moment de atenție pentru Zanosie, care revine cu acel croșeu de stânga. Cialușu continuă să lovească, poate că Zanosie îi dă puțin mai la adversarul așa și îl lasă pe acesta să lovească. Sau nu a vrut să mai forțeze în această repriză a treia, pentru că stă la adăpostul celor două knockdown-uri din runda precedentă. Croșeul lui Cialușu, trebuie să fie atent Zanosie. Cialușu și-a revenit și vrea să ducă lupta până la capăt într-un ritm crescut și se pune probleme lui Zanosie. Stop. Lupta. Da, cu siguranță Cialușu n-are altă șansă decât knockout-ul în acest ultim rund. Face pasul înapoi, aleargă un pic Zanosie. Vrea să scape de furia adversarului, care pune presiune, trimite o dreapă bună la capul lui Zanosie. Uppercut, croșeu de stânga, se aruncă acolo cu tot pachetul de lovituri spre capul adversarului. Tot arsenalul folosește în aceste momente Cialușu în încercarea sa de a-l pune și la podea pe Zanosie, care a lăsat ritmul pe care l-a avut în primele două reprize și iată că este dominat clar în această ultimă repriză Zanosie. Încearcă Cialușu, lovituri la capul adversarului și la corp. Genunchiul lui Cialușu, Zanosie măcinat și măcelărit, aș putea să spun, aceste momente. Încearcă Zanosie să iasă din colțul ringului. A dat maximum în primele două reprize Zanosie. Cialușu și-a revenit de unde până unde a reușit să adune atâta energie. Cialușu, care iată în repriza a treia, pune presiune pe adversarul său, o dreaptă trimisă și de Zanosie. Lovește larg Cialușu. A fost o dreaptă a lui Cialușu. Stop. 10 secunde, dreapta lui Zanosie pe partea adversarului. Face o repriză senzațională Cialușu, o repriză a treia excelentă, 3 minute în care a încercat să recupereze tot ce a pierdut în primele două reprize și a pus presiune pe adversarul său. Îl văd frustrat acolo pe Cialușu, care e nemulțumit că n-a reușit să-l ducă și el la podea pe Zanosie. Știe că a pierdut această luptă datorită primelor două reprize și așteptăm decizia judecătorilor să vedem care este decizia
oficială decizia finală. Totuși Ciaușu a făcut o repriză a treia senzațională. Superb acest meci, o luptă excelentă pentru CD. Ladies and gentlemen, ne apropiem de această decizie, Yamato. All right, ladies and gentlemen, aș dori să precizez că câștigătorul acestui match va avea o luptă la toamnă în gala DFS. Acum hai să vedem câștigătorul. Câștigător prin unanimitate, Colțul Roșu, Sergei Sa! Prin decizie după 3 reprize și el va avea un meci la următoarea gală Dynamite Fighting Show în toamnă. Sergei, vino la voi.